Nu te spăra pe oameni leneși, ei n-au făcut nimic. Astăzi voi face un rezumat al unui film de fantezie și acțiuni din 2017 numit Gardenii. În timpul erii războiului rece, URSS-ul stabilește o inițiativă cunoscută sub numele de Patriot. Ei selectează indivizi din diverse etnii din cadrul Uniunii și efectuează experimente asupra lor pentru a forma un grup de supereroi. Scopul acestei echipe era de a proteja patria de toate pericolele, chiar și cele de natură supranaturală. Deodată, explozie misterioasă a distrus laboratorul experimental. Ulterior, supereroii și omul de știință responsabil pentru creația lor au dispărut fără urmă. Ajung în prezent unde armata rusă dezvăluie roboți echipați cu inteligență artificială avansată, eliminând necesitatea combatanților umani. Inițial, prezentarea decurge lin, dar brusc roboții se răzvrătesc atacând vehiculele și aeronavele militare proprii. Personalul uman nu are nicio șansă în fața acestor mașinării. După distrugerea întregului echipament, roboții lansează un atac asupra clădirii care găzduiește conducerea militară de vârf și inginerii, necruțând pe nimeni. Pe măsură ce praful se așează, se dezvăluie că geniul criminal este doctorul Kuratov, una dintre figurile cheie din inițiativa Patriot din anii precedenți. Acum că a dobândit cele abilități supranaturale, el poate să manipuleze electricitatea și mașinăriile, făcându-le să preia controlul asupra roboților răzvrătiți. Ulterior, Ministerul Apărării se întrunește pentru a aborda această criză și pentru a aduce la lumină tainele trecutului. În 1940, Kuratov supraveghea segmentul de tehnologie de vârf ale schemei Patriot. Obsesia lui era modulul 1, un dispozitiv proiectat pentru a prelua orice transport motorizat. Cu toate acestea, efortul a eșuat, rezultând în anularea sa. Kuratov a devenit gelos pe Victor, ale cărui experimente genetice de pionerat au câștigat aprecieri. Alimentat de invidie, Kuratov a confiscat în mod ilicit studiile lui Victor pentru a efectua experimente secrete, încercând să-l depășească și să obțină recunoaștere. Numeroase persoane au suferit din cauza activităților sale clandestine. Deși capturat, Kuratov a reușit să scape, retrăgându-se la facilitățile sale de cercetare genetică. Când armata a încercat să-l aresteze la laboratorul său, Kuratov a declanșat o vastă detonare. Presupus mort, substanțele chimice din explozii l-au transformat de fapt în însăși încarnarea proiectului său mult dorit, modulul 1. Singura modalitate de a-l contracara acum este de a localiza supereroii pe care i-a creat. Între timp, Kuratov se infiltrează clandestin în depozitele armate pentru a aduna cât mai multe resurse și vehicule posibile. După deliberare, Ministerul Apărării decide să reactiveze inițiativa Patriot, plasând-o pe mareșalul Larina la cârmă. Ea își prezintă asamblul de supereroi ca gardieni și instruiește echipa sa să investigheze orice poveste supranaturală, indiferent de sursa lor. Înarmați cu suficiente indicii, ei pornesc într-o căutare pentru a-i localiza pe acești eroi, având Armenia ca destinație inaugurală. Într-un templu retras, Ler s-a izolat încercând să-și uite trecutul. La vista Larinei, pentru a discuta despre inițiativa Patriot, Ler își demonstrează abilitățile de manipulare pietrei într-un mod intimidant. El este sceptic față de proiectul Patriot pentru utilizarea și apoi abandonarea lui. Cu toate acestea, la aflarea supraviețuirii lui Kuratov și a unei șanse de răzbunare, el se răzgândește. Cei doi se îndreaptă apoi spre vestul Kazahstanului, întâlnindu-l pe Khan, meditând profund în mijlocul deșertului, în timp ce agenții se adună asupra lui în transporturi armate. Khan își folosește puterile spectrale, acordându-i mișcare rapidă și neobservată. Fără efort, el îi înlătură pe agenți, folosindu-și lamele creștine, oprindu-se doar la vederea lui Ler. Convins de Ler, Khan acceptă să se alăture în căutarea de răzbunare. Ajungând în Siberia Nordică, ei descoperă că Arsus locuiește într-o cabană înconjurată de păduri. Observând trupele înaintând, el se metamorfozează în forma lui feroce, respingându-i cu ușurință. Recunoscându-l pe Ler și pe Khan, agresiunea sa se domolește. Dorind și el răzbunare, Arsus se alătură echipei. Călătoria lor culminează la Moscova, unde Esenia a ajuns la celebritate. Ea își fascinează audiența manipulându-și puterile pentru a dispărea sub apă în timpul spectacolului acvatice. După un spectacol, ea este surprinsă de prezența lui Khan în zona de machiaj, ducând la o confruntare acerbă. Folosindu-și abilitățile spectrale, Khan o evită, îndemnându-o să-și amintească trecutul lor comun. Neînduplecată, Senia se angajează într-o luptă fără speranță cu Ler, dat fiind că el a antrenat-o. Intervenind, Arsus o ilustrează despre statutul lor unic partajat, superființe fără vârstă. El sugerează unirea pentru a dezgropa originile condițiilor lor. În același timp, Kuratov completează asamblarea forțelor sale clonate pentru a-și avansa agenda. Regrupându-se la baza Patriotului, Senia își reamintește trecutul său fragmentat. Cea mai timpurie amintire a ei datează de 1978, când a fost descoperită lângă Sevastopol. Fără memorie și identificabilă doar prin inelul inscripționat, i s-a spus că amintirile sale ar putea reveni. Cu toate acestea, ele au rămas vagi. Recunoscând aspectul ei neschimbat de-a lungul timpului, ea ales să ducă o viață nomadă. Printre abilitățile sale se numără invizibilitatea în apă, epiderma rezistentă la căldură și reglarea temperaturii.
În acel moment, unitatea Larinei localizează locația lui Kuratov într-un depozit de fiare vechi, care servește ca hub operațional. Recunoscând urgența, echipa se pregătește să lovească înainte de a fi detectată. Ajungând pe teren, Senia este încântată de ploaie, permițând invizibilitatea. Cu toate acestea, ei își dau seama curând că comunicațiile lor sunt compromise tăindu-i de la baza lor. Echipa pune la cale un plan pentru a ataca din poziții variate, iar Senia merge cu încredere în zonă. Gardienii sunt echipați cu ochelari specializați capabili să detecteze căldura corpului ei. Ei o incapacitează rapid folosind arme speciale de îngheț. Arsus și Khan își declanșează puterile încercând să supună cât mai mult adversarii posibil, dar întâmpină rezistență. Khan este lovit de o săgeată care îl face imobil, în timp ce Arsus este prins într-o rețea robustă. În interiorul proprietății, Ler orchestrează un mic tremur, ulterior armându-se cu roci. După neutralizarea gardienilor din jur, el este confruntat cu Kuratov. Apărările sale pe bază de roci se dovedesc inutile împotriva lui Kuratov, care îl supune și îl rănește critic. Curând după aceea, Kuratov îl deține pe Ler, Khan și Arsus într-o barieră energetică. Încrezătorul îl dezvăluie că a anticipat mișcările lor, armându-și gardienii cu contramăsuri. Fiind arhitectul abilităților lor, Kuratov avea recunoștințe despre vulnerabilitățile lor. El îi propune o alianță, acordându-le o zi pentru a se gândi, chiar dacă ei își afirmă aversiunea față de a se alia cu el. Încercarea lui Arsus de a folosi o lamă ascunsă este împiedicată de barieră. Ulterior, Kuratov mobilizează tancurile furate, provocând haos în întregul oraș. Canalele de știri raportează o dezordine generală, evidențind un transmițător spațial furat și slăbiciunea militară. Rezultă că Kuratov a colaborat cu un spion din cadrul armatei, acordându-i acces la resurse vitale și soldați de protecție. Marele său plan, proiectul Modul 2, vizează conectarea transmițătorului furat de la turnurile Ostanikov și Federativ. Acest lucru îi va permite să preia un satelit rus, obținând astfel dominația asupra tuturor sateliților globali și a tehnologiilor lor conectate. Pe măsură ce Kuratov își avansează planurile, informatorul militar, așteptând restrângerea, își exprimă preocupările. Disprețuind pactul, Kuratov îl alungă pe informator. În mijlocul pandemoniului, Larina reușește să îl extragă pe Ler, rănit, transportându-l la baza lor. În timpul recuperării, Ler împărtășește o viziune cu tremurătoare a fiicei sale, amintindu-și de momentele prețioase petrecute cu ea și cu nepoții săi. Greutatea nemuririi l-a afectat pe Ler, văzând cum urmașii săi îmbătrâneau, suferind durerea de a vedea cum viața fiicei sale se stinge. Mai târziu, un vizitator surpriz ajunge la bază. Victor, asociatul de laborator anterior al lui Kuratov, a crezut a fi decedat. El își explică anii de izolare, ieșind doar la vedere, Kuratov săvârșind acte malefice, crezând că ar putea oferi asistență vitală. Victor începe imediat recuperarea lui Ler și oferă la Rine coordonatele laboratorului ascuns al lui Kuratov pentru misiunea de salvare. Echipa infiltrează cu dibăcie facilitățile, neutralizând gărzile și liberând gardienii cu un simplu șut la tastatura de control a câmpului de forță. Copleșit de încredere, Khan, simțindu-se umilit, pleacă din grup. În timp ce Kuratov persistă în eforturile sale de a rearanja turnurile din peisajul urban, Larina se angajează într-o discuție sinceră cu Arsus la bază. Arsus își recunoaște îngrijorarea de lungă durată pentru Senia, pe care o păzea discret, întâlnind-o din nou după evadarea din timpul războiului, și a dat seama că suferă de amnezie, ceea ce l-a determinat să își mențină distanța. Anxietatea sa tot mai mare provine și din transformările sale haotice, temându-se de o metamorfoză permanentă în bestie. Larina, la sigură de sprijinul lor neclintit, și speculează că Victor ar putea avea un remediu. Între timp, laboratorul ascuns Victor se adâncește în cercetarea clonelor lui Kuratov. Concentrarea sa este distrusă de intruziunea lui Kuratov. Ținând cont de ranchiuna lor din zile de experimente, Kuratov îl ceartă pe Victor pentru trădarea percepută, jurând să-și pună în valoare inteligența fără egal. Apoi declanșează mecanismul de capcană al laboratorului, liberând gazele tal care îi curmă viața lui Victor. Ulterior, Kuratov își îndreaptă atenția spre integrarea transmițătorului spațial cu turnurile, asigurându-se de activarea sa. Începutul acestui dispozitiv formidabil permite sistemelor Patriot să decodeze și să împiedice ambițiile lui Kuratov. O flotă de avioane de luptă este trimisă pentru a neutraliza amenințarea, dar Kuratov le respinge folosind roboți de armată automatizați, rezultând în devastare pe scară largă. Această calamitate este observată de Khan dintr-un punct de observație înalt, unde Larina se apropie de el. Khan dezvăluie o tortură personală, povestindu-și venerația pentru un frate pe care l-a omorât accidental după ce a scăpat puteri, consumat de o creștere necontrolată. Larina îl consolează suprind nevoia acută a orașului de abilitățile lui. Odată ce gardienii se reasamblează, reîmprospătați și pregătiți, Larina dezvăluie costume specializate și arme adaptate capacităților lor unice. Arsus este înzestrat cu un tun avansat care se aliniază cu căile sale neuronale, vizând adversarii în funcție de agresiunea sa intensificată. Pe măsură ce se clatină pe marginea unei transformări complete, tunul trece în modul de tragere rapidă. Costumul îmbunătățit al lui Khan îl protejează
de o mulțime de amenințări de la gloanțe și arme ascuțite la săgeți sedative. Încorporat în coloana vertebrală este un harpon durabil cuplat cu o sfoară rezistentă. Costumul lui Lair este conceput pentru a-i oferi acces continuu la pietre și incorporează un bitch unic care canalizează controlul său telekinetic asupra rocilor în impulsuri electromagnetice. Pentru Senia, costumul îi oferă capacitatea de a se camufla pe ea și orice atinge la cerere. Pe măsură ce echipa își începe antrenamentul cu aceste îmbunătățiri, greșelile inițiale cedează la locul stăpânirii prin practică persistentă, pregătindu-i pentru confruntarea iminentă. Kuratov este pe punctul de a activa turnurile pentru a emite semnalul pivotal, lăsând Patriotul doar o oră pentru a interveni. Strategia implică neutralizarea scutului de protecție al turnului, urmată de o ieșire rapidă pentru a evita atacul iminent cu rachete care vizează întregul complex al orașului Moscova. Navigând prin tunelurile de metrou, Lair neutralizează cu ușurință gărzile lui Kuratov cu biciul său inovator. Între timp, Arsus și Senia se confruntă cu gărzile pe stradă, dar ciocnirea se intensifică cu întăriri. Senia caută să se ascundă în timp ce Arsus își abordează forma de bestie, culminând combaterea cu ușurință. Ulterior, cei doi se reunesc cu Lair într-un complex comercial unde forma colosală a lui Arsus pune la încercare un ascensor. În altă parte, Khan încearcă să se apropie de turn printr-un avion, confruntându-se cu contraatacuri conduse de inteligență artificială, luptând să poziționeze aeronava pentru un alt salt strategic. Ajungând pe acoperișul molului, Arsus, Lair și Senia își încep ascensiunea pe unul dintre suporturile de fier, ancorând turnul lui Kuratov. Adversarii răspunde pe un suport adiacent, destabilizându-l pe Arsus. În timp ce Lair își folosește biciul defensiv, Khan face un salt îndrăzneț utilizând o linie de pierdere pentru a traversa distanța și a sabota suportul adversarilor. În același timp, în laboratorul lui Kuratov, Larina se confruntă cu un Victor care se istompează și care dezvăluie descoperire surprinzătoare. Gardenii au potențialul de a-și amesteca puterile, amplificându-și puterea. Kuratov îl incapacitează pe Lair, temându-se că astfel de putere augmentat ar putea avea potențial să taie pământul. Cu toate acestea, stăpânirea acestei transferuri de energie implică riscuri mortale. După infiltrarea în turn, gardenii învin câțiva paznici și localizează generatorul vital. În timpul deliberărilor lor, Xenia apucă impulsiv generatorul, canalizând temperatura corpului său pentru a provoca un scurt circuit. Actul dureros dezactivează bariera de protecție a turnului cu Arsus, intervenind în ultim moment pentru a o salva pe Senia de la cădere. Pe măsură ce armata se pregătește pentru un atac aerian, Larina solicită o scurtă pauză, pledând pentru ca gardenii să-și rezolve treburile personal. Gardenii urcă în vârful turnului pentru a-l confrunta pe Kuratov, dar lupta ia o turnură sumbră. Kuratov își folosește puterea pentru a incapacita turnul lui Arsus și biciul lui Lair, copleșindu-l pe Khan. Într-o mișcare strategică, Senia îl evită pe Kuratov și îl atinge pe Lair, făcându-l invizibil, ceea ce permite lui Lair să-și recapte folosirea biciului său. Cu toate acestea, chiar și în timp ce Khan se străduiește să-l elimine pe Kuratov cu armele sale ascuțite, puterea formidabilă a lui Kuratov eliberează o undă de șoc care îi respinge pe toți. Apoi își îndreaptă amenințarea asupra lui Senia, determinându-l pe Arsus să-și abandoneze tunul, transformându-se complet în avatarul său bestial, indiferent de pericolul iminent. Totuși, puterea lui Kuratov se duce a fi de neegalat, dobărându-l pe Arsus cu o singură lovitură. Armata, rămânând fără răbdare, își trimite arsenalul pentru a decima locația. Observând un avion deasupra, Khan își agață tactic linia de prindere de el, legând ulterior gardenii pentru evacuarea aeriană. Kuratov percepe acest lucru și perturbă traiectoria avionului, obligându-l pe Khan să taie linia, aruncând gardenii în râu, cu câteva momente înainte de prăbușirea catastrofală a avionului. Când armata ripostează cu puterea de foc a rachetelor, Kuratov îi batjocurește detonând proiectile în aer, făcându-le inofensive. Pe măsură ce începe comunicarea cu un satelit deasupra, Larina se întâlnește cu gardenii uzi, împărtășind dezvăluirile lui Victor. Hotărâți, gardenii își canalizează puterea colectivă în Lair, care declanșează o explozie de energie monumentală, anihilând turnul și clădirile învecinate, sigilând soarta lui Kuratov. Canale media transmit salvarea orașului, dar rămân fără nicio pistă despre originea acestui asalt extremist perceput, anticipând cu nerăbdare o conferință de presă explicativă din partea ministrului apărării. Speculațiile atribuie armele clasificate ale armatei ca salvatoarele zilei. Inițiativele de restaurare încep prompt. Recunoscătoare, Larina își exprimă aprecierea față de gardieni, care își exprimă intenția de a se retrage în existențele lor banale. În special Senia, acum luminată despre originile inelului său, se angajează să se întoarcă doar dacă amenințările cataclismice apar. Ca o dezvăluire de despărțire, Larina dezvăluie descoperirea altor gardieni. Ulterior, în liniștea nopții, Larina, ieșind într-o furgonetă, se confruntă cu doi bărbați, forțându-i să-și mărturisească confesiunea de a fi emisari ai unei entități numite Ferum, o dezvăluire care o umple de teamă.